Radox este marca românească lider în producția de radiatoare de design, de baie și convector de pardoseală, numărându-se în același timp printre primii distribuitori naționali de echipamente și soluții complete de încălzire, climatizare și ventilație. Mă numesc Cristiana Roșu și sunt directorul general al companiei Radox. Grupul de companii Radox a fost înființat în 1993 de tatăl meu, cu scopul de a îmbunătăți și de a înfrumuseța viețile celor care intră în contact cu noi. Radox este un distribuitor tradițional de instalații pentru echipamente de încălzire și răcire, dar și cel mai mare producător român de radiatoare. Înființată în 1993 de inginerul Cornel ROSU, Radox numără 300 de angajați în cele două sedii din București și Câmpul Lung Muscel, situate pe o suprafață de 47.000 de metri pătrați. Produsele Radox sunt vândute în 25 de țări din întreaga lume, în Europa în principal, dar și în Australia și Noua Zeelandă, în țări din Asia, Africa, America de Nord și de Sud. Prin folosirea țevilor achiziționate de la cel mai mare producător de țevi din lume și a celor mai performante materiale și materii prime, Radox oferă o garanție de 10 ani produselor sale și poate să satisfacă cerințele specifice ale clienților, cum sunt configurațiile speciale. Logistica producției de radiatoare Radox este asigurată de departamente specializate de proiectarea și executarea desenelor, contribuind la optimizarea, diversificarea și extinderea gamei de radiatoare. Radiatoarele Radox sunt realizate din oțel în variante vopsite, cromate și din inox. Ca producție de serie, Radox are peste 50 de modele, ajungând însă la 1500 de modele prototip unicate, unele având chiar și 48 de tipodimensiuni. Fluxurile de producție pentru radiatoarele din inox și oțel sunt diferite. În cazul radiatoarelor din inox, operațiile de prelucrare sunt executate pe mașini automate, dar și manual pentru un control sporit al suprafețelor și al sudurilor. Duritatea inoxului impune folosirea utilajelor și sculelor speciale. Radiatoarele din oțel inoxidabil sunt disponibile în două finisaje, lucios și satinat, finisaje ce se obțin prin procedee diferite de lustruire sau șlefuire. Sudura radiatoarelor din inox se execută prin procedee specifice tip TIG. Pentru realizarea radiatoarelor din oțel se folosesc tehnologii noi, de ultimă generație, adaptate producției de serie, dar și celei unicat, care reprezintă 70% din exportul de radiatoare. Astfel, operațiile de tăiere a țevilor, gâtuirea, găurirea, sudura și lustruirea radiatoarelor se fac pe mașini automate. Doar racordurile radiatoarelor sunt îmbinate manual pentru garanția unui cordon de sudură uniform, continuu, asigurând aderența vopselei în acea zonă. Supraînălțarea sudurii este îndepărtată prin polizare cu elemente abrazive. Pentru modelele curbate, radiatoarele sunt prelucrate individual pe mașini de îndoit, asigurând arce de cerc simetrice. Radiatoarele asamblate sunt sudate pe mașini automate prin procedeul de brazare, oferind garanția rezistenței mecanice a cordonului de sudură. Pentru sudura oxigaz, Radox folosește propriile generatoare de oxigen-hidrogen, un proces ecologic fără vapori poluanți sau toxici. Anumite modele de radiatoare de design, după asamblare, sunt sudate folosind o instalație unică în lume care folosește sudura la interior, operație ce rămâne invizibilă la exterior, dând un aspect desăvârșit radiatorului. Cu ajutorul acestei invenții, Radox realizează anual noi radiatoare care uimesc și cuceresc noi piețe la fiecare participare la târgurile internaționale de profil din Frankfurt, Milano, Paris, Moscova, New York sau Chicago. În vederea obținerii unei suprafețe lipsite de oxizi, radiatoarele sunt supuse operației de alicare, obținându-se rugozitatea dorită pentru o foarte bună aderență a vopselei, eliminând riscul exfolierii vopselei.
Pe Flux, toate radiatoarele sunt 100% verificate prin cele 9 puncte de control al calității și fiecare radiator este supus de 2 ori unei verificări de etanșeitate la o presiune de peste 13 bari, garantând calitatea îmbinărilor sudate. După ce pregătirea suprafețelor a fost finalizată, radiatoarele vor fi cromate sau vopsite în funcție de comenzile primite de la departamentele comerciale. Linia de cromare decorativă este o investiție de aproximativ 3 milioane de euro, fiind cea mai mare din Europa de Est. Procesul de cromare a radiatoarelor se execută pe linie în regim de funcționare automată, doar încărcarea și descărcarea radiatoarelor se face manual. Parametrii tehnologici din fiecare baie de proces sunt în permanență monitorizați și înregistrați în memoria calculatorului central. Cea mai mică abatere de la valorile prescrise este semnalată acustic și vizual și afișată pe display-ul calculatorului. Asistența liniei de cromare este asigurată de 2 ingineri și 4 muncitori pe schimb. Tehnologia de cromare, nickel-nickel-chrome, folosită de Radox, este una modernă, ecologică, în conformitate cu cerințele europene de mediu și fără utilizarea cianurilor, substanțe extrem de toxice pentru mediu cât și pentru personalul de deservire, și conferă o rezistență la testarea de ceață salină de 3 ori mai mare decât alte tehnologii. Celălalt tip de finisare al radiatoarelor de oțel Radox este procesul de vopsire. Odată fixate pe banda transportoare, radiatoarele sunt curățate în diverse băi de fosfodegresare și spălare cu apă demineralizată. Pentru uscare, radiatorul intră într-un cuptor la 80 de grade Celsius, intrând apoi în cabina de vopsire în câmp electrostatic, prevăzută cu 8 pistoale de vopsit și tablou de reglare a parametrilor de lucru. După vopsire, radiatoarele intră într-un cuptor la 180 de grade Celsius pentru polimerizare. Radiatoarele atipice sau cele comandate în alte culori decât albă se vopsesc tot în câmp electrostatic, în cabina de vopsire manuală, unde radiatoarele pot fi vopsite în cele 30 de culori speciale Radox. Însă clientul își poate personaliza radiatorul în orice altă culoare RAL. Înainte de a fi ambalat, orice radiator, fie el din inox, din oțel vopsit sau oțel cromat, este controlat 100% și îi se aplică o etichetă de identificare, dacă e vopsit, sau îi se inscripționează automat, dacă e cromat, date, privind momentul controlului și persoana care a efectuat controlul. În interiorul radiatoarelor se pulverizează o substanță anticorozivă pentru protecție până la momentul instalării. Ambalarea se face pe mașini semi-automate, conform cerinței clientului, în folie termo și cutie sau laterale de carton. Datorită inginerilor specializați în proiectare și consultanță tehnică, au fost dezvoltate secții noi, precum cele de confecționare a convectorilor de pardoseală, o soluție ideală pentru crearea confortului termic și pentru amenajările interioare cu suprafețe vitrate mari care nu permit instalarea corpurilor de încălzire clasică. Convectorii sunt realizați la comandă, pot copia diferitele forme ale camerelor, unghi, arc, zigzag. Unele modele sunt destinate zonelor cu umiditate ridicată, piscine interioare, iar seria convectorilor Clima asigură atât încălzirea în timpul iernii, cât și răcirea în timpul verii. O altă serie de convectori de succes este cea de Wall Convector, convectori panou de perete cu un design elegant și îngust, proiectați să dureze, performanța lor fiind garantată. Ultimele investiții făcute pentru creșterea nivelului de calitate și productivitate sunt 2 mașini cu comandă numerică, una de îndoit table tip Abcant și o mașină de tăiat cu laser pentru repere din oțel și inox. Le mulțumim tuturor celor care au intrat în contact cu grupul Radox de-a lungul timpului și care au susținut dezvoltarea continuă a activității noastre. După investiții totale în valoare de peste 25 de milioane de euro, Radox produce și comercializează produse eficiente și calitative, în țară și la nivel global, livrând mereu cu promptitudine produse de calitate care să depășească așteptările clienților. Orice client merită ceea ce este mai bun, așa că Radox le oferă cele mai bune produse de pe piață. Departe de a fi doar corpuri de încălzire, radiatoarele Radox adaugă stil și eleganță fiecărei camere. Bine ați venit în lumea radiatoarelor Radox!